Bună ziua! Vă mulțumesc tuturor celor care ați răspuns invitației noastre la această conferință de presă și celor care ați venit invitați. Vă mulțumesc pentru prezența și pentru participarea dumneavoastră. Tema acestei conferințe de presă este vorba de deșeurile colectate în municipiul Bacău, atât sistemul de colectare al deșeurilor, cât și celula 1, depozitul, așa zisul, depozit conform al municipiului Bacău. Am făcut această conferință de presă la finalul evenimentelor care s-au derulat în luna august la această celulă, respectiv la incendiul care a avut loc acolo. Am așteptat să finalizeze toate operațiunile, să finalizeze incendiul, pentru a putea face un pic de lumină, pentru a spune adevărul, acolo unde este el, să rămână, pentru a pune adevărul acolo unde este el și pentru a elimina orice fel de povești și orice fel de supoziții cu privire la acest depozit. Se pare că referitor la celula de unu, celula de gunoi a municipiului Bacău, i-a venit rândul să se spună foarte clar lucrurilor pe nume, așa cum am discutat și de apă, așa cum am discutat și de termie, așa cum am discutat și de transport public, un alt subiect, o altă bombă pe care a preluat-o actuala administrație, se referă la sistemul de colectare a deșeurilor și la tot ceea ce înseamnă depozitarea acestora. O să fac o mică introducere și o mică prezentare asupra realităților pe care le avem acolo. Deci, municipiul Bacău, în 2006, a semnat un memorandum de finanțare pe programele europene ISPA pentru o construcție care are drept obiectiv managementul integrat al deșeurilor din Bacău și zonele învecinate. În urma acestui memorandum a rezultat o celulă de gunoi, celulă conformă, sau celulă care ar trebui să fie conformă, care are o suprafață de 5,14 hectare și un volum proiectat de depozitare de 855.000 de metri cubi. Activitatea de depozitare a acestor deșeuri a început în anul 2010, iar recepția finală, și aici e o chestiune foarte interesantă, iar recepția finală acestui obiectiv a avut loc în anul 2012. Procesul verbal de recepție finală 491197 din 27.04.2012 și vă dau așa două nume din cei care au făcut parte din comisia care a recepționat acest depozit. Domnul Leonard Pădureanu, pe atunci administrator public al municipiului Bacău, și doamna Viorica Marcu, pe atunci directora Direcției de Servicii Publice a municipiului Bacău. A fost lansată în anul 2011, municipiul Bacău a lansat în anul 2011, PSA, o licitație, care prezuma activitatea de operare a celulei 1 și a celulei de depozit a deșeurilor conform. Timp de 3 ani de zile această licitație s-a perindat prin instanță, deci a fost acest început de licitație s-a desfășurat în anul 2011 pe 7-a 7-a, iar în acest timp municipiul Bacău, și de aici începe întreaga distracție, între timp, pe parcursul celor 3 ani de zile în care s-a desfășurat această licitație cu toate formulele ei legale, municipiul Bacău s-a apucat să depoziteze acolo într-un mod haotic. De ce spun într-un mod haotic? Pentru că prin memorandumul de finanțare care a fost asumat de către municipiul Bacău în fața Uniunii Europene, obiectivele foarte clare erau în felul următor. Un sistem de colectare selectivă a deșeurilor pe deplin funcțional, deci eu vă citesc din memorandumul de finanțare, coroborat cu depozitul de gunoi,
conform în celula 1 depozit de deșeuri care să fie selectat, să fie împărțit în deșeuri reciclabile, metalice, plastice, deșeuri de construcții și deșeuri menajer. Deci sunt cele două obiective acestui proiect european. Colectarea și transportul diferențiat. 2. Operarea celulei de gunoi în sistem diferențiat. Adică fiecare deșeu să fie colectat așa cum trebuie și fiecare deșeu să fie depozitat conform și selectiv în cadrul acestei celule. Obligația municipiului Bacău la momentul începerii operării gropii de gunoi, chiar dacă licitația din instanță trena și erau tot felul de formule juridice care blocau această licitație, obligația municipiului Bacău era să se facă o așezare în celula 1 în conformitate cu memorandumul semnat cu Uniunea Europeană, cu memorandumul de finanțare. Nu numai că nu s-a întâmplat acest lucru, dar municipiul Bacău, din păcate, nu a respectat multe alte obiective din memorandumul de finanțare asumat în anul 2007. Respectiv, depozitarea neconformă împreună cu lipsa punerii în funcțiunea echipamentelor de deservire a gropii. Fără respectarea niciun fel de norme tehnice cu privire la operarea acestei gropi. De asemenea, echipamentele conexe, pentru care mai fac o mențiune, partea de cofinanțare a municipiului Bacău a fost asigurată printr-un credit BERT, nu au fost puse niciodată în funcțiune și mă refer la toate echipamentele, nu doar la mașinile de gunoi care funcționau, care ar fi trebuit să funcționeze. Absolut toate echipamentele nu au funcționat nici o zi. De asemenea, Municipalitatea Bacăului avea obligația să scoată la licitație, în paralel, colectarea diferențiată a deșeurilor, ori personal, deci primăria municipiului Bacău, ori prin intermediul ADIS. Colectare diferențiată este un subiect pe care îl vom discuta un pic mai târziu. Ce s-a întâmplat cu incendiul? Sunt convins dintr-un întreg dosar de cercetare care în momentul de față este în delurare. De ce anume a luat foc groapa de gunoi? Dar primele estimări care au fost făcute de pompieri prezintă faptul că această groapă se pare că s-a autoaprins datorită colectării nediferențiate pe care municipiul Bacău a acceptat să o facă. Deci, mai exact, punerea la grămadă a tuturor deșeurilor, indiferent de proveniența acestora și indiferent de calitatea acestora. În anul 2015, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, Garda de Mediu și Administrația Bazinală de Apă Siret au efectuat o serie de verificări și controle pentru celula 1. Urmare acestor controle s-au dispus o serie de măsuri. O serie de măsuri, între care vă citesc, refacerea terasamentelor, remodelarea taluzurilor, forarea puțurilor pentru biogaz, impermeabilitatea bazinului de nevigat, având scurgere în pânza freatică, verificarea stării de degradare a echipamentelor ce deservesc celula, starea tehnică a autovehiculului. Ce s-a întâmplat de la momentul în care, deci vreau să vă spun că absolut toate aceste elemente nu au fost făcute de către vechea administrație. Ce s-a întâmplat de la momentul 23 iunie 2016, de când am preluat împreună cu
colegii viceprimari, conducerea acestei administrații. Nu am stat cu mâinile în sân să ne uităm, vai ce nenorocire am preluat, ci pe baza tuturor raportărilor instituțiilor abilitate, ne-am apucat de treabă. Și am făcut proiectul tehnic pentru impermeabilizarea bazinului de permeat, în vederea scoaterii la licitație. Un proiect care prezumă 6 milioane de lei. S-a stabilit gradul de degradare și de uzură, respectiv conex cu punerea în funcțiune a echipamentelor și utilajelor de deservire. În contextul în care s-a constituit Serviciul Județean de Salubrizare în cadrul în subordinea Consiliului Județean, în vederea transmiterii către viitorul operator al celulei acestor echipamente. Consolidarea s-au efectuat consolidării ale malurilor și taluzelor celulei a unii în vederea preîntâmpinării unor surpări. S-au preluat toate cărțile tehnice și documentele echipamentelor ce deservesc celula 1, acestea fiind predate la momentul respectiv către Ecosud, în urma câștigării licitației de către aceștia. S-a făcut contract și s-a preluat concentratul de levigat de către un operator specializat în vederea neutralizării acesteia. Și s-au făcut multe alte demersuri, printre care vă mai dau un exemplu. Inclusiv am măsurat geotopo întregul depozit al celulei 1 pentru a vedea foarte clar care este stadiul acestuia și pentru a vedea concret câte luni sau câți ani mai poate fi depozitat în acest depozit. Și s-a constatat faptul că în momentul de față volumul pe care îl ocupă această groapă de gunoi, așa zisă groapă de gunoi, este de 710.000 de metri cubi, iar volumul total pe care îl putem ocupa este 855.000 de metri cubi. Din estimările făcute de specialiști, înseamnă o utilizare de circa un an de zile de la momentul măsurării. Aici vreau să punctez foarte clar două elemente. Municipiul Bacău și-a asumat o serie de obligații în fața Uniunii Europene, pe baza căreia a primit această finanțare pentru realizarea acestui depozit. 1. Colectarea diferențiată. O discutăm imediat. 2. Operarea conformă a gropii de gunoi. Această operare conformă nu a avut loc niciodată, iar obligația legală pe care o avea Municipalitatea Bacăului, chiar dacă licitația cu Ecosudul trena în instanță, operarea trebuia să fie făcută în regim diferențiat, în conformitate cu dispozițiile legale și cu normele asumate, prin memorandumul semnat de ISPA. Situația colectării nediferențiate, cred că am mai prezentat-o în conferință de presă și în momentul în care eram deputat. Licitația, deși era obligat municipiul Bacău să o scoată, să efectueze absolut toate demersurile în vederea începerii acesteia, ori direct, ori prin intermediul ADIS, până la momentul în care am ajuns pe această funcție, municipiul Bacău nu a făcut absolut nimic din aceste obligații. Mai mult decât atâta, pe data de 29 decembrie 2013, prin hotărârea Consiliului Local, s-a prelungit cu încă 25 de ani contractul de operare către SOM. Dar, contract care iarăși nu respectă prevederile memorandumului ISPA, respectiv colectarea diferențiată a deșeurilor din municipiul Bacău plus 22 de celule. Ce am făcut la capitolul acesta? Documentația privind organizarea licitației și absolut toate cerințele tehnice au fost comunicate în cursul anului 2016 către ADIS în vederea organizării acestei licitații. Deci, practic, obligațiile municipiului Bacău au fost împlinite
și la această dată. Rezumând, vă pot spune cu toată sinceritatea și afirmând foarte clar că nu am stat cu mâinile în sân. Deci am preluat o bombă ecologică cu ceas. Am făcut lucruri concrete de când am ajuns primar în vederea remedierii problemelor pe care le-am găsit la acest depozit conform, dar care nu este conform. Dar, din păcate, toate aceste remedieri sunt prea puține față de dezastrul care este în momentul de față. Dezastrul care a fost girat de către fosta administrație, fără a invoca într-un fel sau altul greaua moștenire. Dar toți, primar, viceprimar, administrator public, au acceptat și au creat această stare de fapt, fără a avea niciun fel de remușcare. Și mai mult decât atât, venind în fața opiniei publice în momentul în care s-a declanșat acest incendiu, explicând ce mari realizări au făcut dumnealor, ce bine operau dumnealor groapa de gunoi și ce rău a făcut actuala administrație. Repet aceste elemente. Municipiul Bacău trebuia să colecteze diferențiat, trebuia să opereze groapa de gunoi în sistem selectiv. Toate aceste lucruri nu s-au realizat. La momentul în care am preluat administrația, conducerea actualei administrației, această groapă de gunoi într-o proporție, era într-o proporție de 85% plină. Deci, practic, imposibil de utilizat în formulele asumate de către Uniunea Europeană, în fața Uniunii Europene. Mai mult decât atât, toate măsurile pe care le-am luat în scopul îndreptării tuturor erorilor sau, aș spune foarte elegant, erori, tuturor abuzurilor pe care le-a săvârșit vechea administrație, ori din neștiință, ori cu rea credință, sunt prezentate organelor de cercetare penală, deoarece nu mi se pare corect ca asemenea abuzuri să fie speculate din punct de vedere politic. Culmea, tot de către cei care au făcut acest dezastru ecologic și financiar. Toate măsurile pe care le-am luat ca și primar au fost în scopul îndreptării acestor probleme. Probleme constatate de către organele abilitate ale statului și măsuri care au fost impuse de către organele abilitate ale statului. Dar nu este normal ca administrația pe care o conduc eu să deconteze într-un fel sau altul demența decidenților politici și administrativi din perioada 2010-2016, perioada în care s-a întâmplat această nenorocire în mod treptat, dar cu bună, cu bună voință din partea administrației. Referitor la licitația pe care municipalitatea a organizat-o și care a fost ulterior câștigată de către EcoSud în anul 2015, semnându-se contractul, EcoSud vine și spune foarte clar condițiile pentru care am participat inițial la licitație nu s-au mai îndeplinit, groapa fiind deja încărcată peste 50% sau în jurul cifrei de 50%, într-un mod nediferențiat, fapt pentru care dumnealor nu au mai preluat operarea acestui sistem depozitul conform, așa zis, conform de deșeuri. Din discuțiile pe care le-am avut cu domnii de la ISU, raportat la ceea ce înseamnă prevenția stingerii contra incendiilor, nu vin să vă spun dumneavoastră că acolo erau o serie de bazine care asigurau hidranții necesari, că aceștia erau conform. Problema este că, în conformitate cu avizele pe care dumneavoastră trebuiau să le pună la dispoziție, celula 1 trebuia să conțină deșeuri inerte. Deșeurile inerte nu iau foc. Din păcate, ceea ce am preluat eu de pe data de 23
iunie 2016 este orice altceva în afară de depozit inert la celula 1. Dar aceste depozite ar fi fost făcute cum trebuie, acum nu ne-am fi aflat în această situație. Ce am făcut la momentul incendiului împreună cu ISU? S-a acționat cu până la 30 de utilaje achiziționate de către Primăria Municipiului Bacău. Dumnealor acționau cu apă și spumă, iar Primăria Municipiului Bacău trebuia să acopere cu pământ. Fapt care s-a și întâmplat și a rezultat această sistare a incendiului. Nu se poate discuta de faptul că, sau nu fac niciun fel de comparație, că aceste gropile de gunoi tot ard prin țară, în perioadele de caniculă sau în perioadele de căldură mare. E un fapt bine cunoscut, dar acest incendiu nu ar fi putut să aibă loc dacă depozitarea deșeurilor în celula 1 ar fi avut loc timp de 7 ani de zile, într-un mod conform și în modul în care ar fi fost, în modul în care au fost asumați de către municipalitatea Bacăului de la acel moment, în fața Uniunii Europene. Din păcate, în mod clar, o spun, decidenții politici și administrativi de la acea vreme au încălcat cu rea voință atât obligația de colectare diferențiată a acestor deșeuri, cât și obligația de operare conformă a gropii de gunoi și într-un mod criminal, dacă este să discutăm în formulă foarte dură, s-a acceptat colectarea gunoiului în mod diferențiat, nediferențiat, să pun acolo operatorii care acționau mai mult sau mai puțin legal pe raza municipiului Bacău plus cele 22 de comune din Bacău. Pașii următori, exact cum v-am spus, de ce am făcut și unul dintre elementele pentru care am făcut toate demersurile care vi le-am prezentat anterior, măsurare, evaluare, construcție, bazine de levigat, proiectări, bazine de levigat, taluzări, e pentru că ne pregătim ca acest depozit să fie închis, urmând ca întreaga activitatea de colectare și operare a deșeurilor să fie preluată de către celula 2, aflată în patrimoniul Consiliului Județean. Dar pentru a se putea întâmpla acest lucru, municipiul Bacău trebuie să-și realizeze toate obligațiile, pentru care noi am început deja să, nu de acum, ci de anul trecut, să ne facem datoria. V-am spus, această bombă cu ceas trebuie clarificată în aflarea adevărului de către organele de cercetare penală. Nu e rolul meu să vin să vă spun că ăla a făcut, ăla n-a făcut. Eu vin și vă prezint doar faptele. Dar ceea ce mi se pare incorect este ca fix decidenții politici care au participat la aceste acțiuni, din punctul meu de vedere, penale, să vină să reproșeze actualei administrații că ar fi trebuit să facă, că n-ar trebui să nu să facă, sau cine știe ce alte minciuni, când dumnealor n-au făcut absolut, dar repet, absolut nimic din obligațiile asumate în fața Uniunii Europene. Mai mult decât atât, în momentul în care dosarul penal va deveni public, o să vedeți acolo multe alte neconformități și multe alte obligații pe care municipiul Bacău trebuia să le realizeze și nu le-a realizat. Ca să vă dau așa cu un titlu de exemplu, dar v-am zis, face parte dintr-un dosar care nu e public, cel puțin în momentul de față, fiind sesizate, organe de cercetare penală. Se pare că inclusiv utilaje care trebuiau achiziționate și figurează că au achiziționate, nu sunt achiziționate. Și nu e vorba doar de pubele. Vorba de mașini.
Aștept întrebările dumneavoastră. Am eu două. Una, lămuriți relația cu EcoSud. Unii contractul este semnat, care are o valoare probabil. Da. Care nu e mică, e chiar uriașă. Da. Cât e valoarea contractului și cine să-l plătească? Că de plătit trebuie să-l plătească cineva. Din moment ce au contract, au refuzat să intre la groapă și nici înainte și nici după ce ați venit dumneavoastră nu i-a obligat nimeni să intre acolo. Adică ați deschis un proces contra lor. Care e relația cu EcoSud? Deci, în primul rând, contractul și a doua întrebare, da, nu să te rog. Cu dosarul ăsta, ați făcut plângere? Când ați făcut plângerea? E recent? Da, e recent. De această săptămână v-am strâns absolut tot probatoriu și la organele de cercetare penală. Care? Că să știm unde să întrebăm. Deci, organul competent în acest caz este Direcția Națională a Anticorupției. Datorită faptului că sunt fonduri europene. E vorba de fonduri europene. Relația cu EcoSud. Valoarea contractului este dată de numărul de colectări și operări pe care îl face respectivul operator în contextul în care ar fi operat acolo. Da? Ăsta este un aspect. Doi. La momentul în care am preluat mandatul de primar, relația cu EcoSud-ul era practic înghețată, în sensul în care dumnealor nu vreau să opereze. Probabil că știți, ați fost și dumneavoastră invitați la acele conferințe de presă pe care le-a făcut EcoSud-ul. Mai mult ca sigur, dar nu vreau să previzionez o prea mult în acest sens, probabil EcoSud se va îndrepta împotriva municipalității Bacău pentru eventualul prejudiciu nerealizat, pentru că în momentul în care s-a finalizat acea licitație, groapa nu era goală și nici măcar un 5 sau 10% din groapă nu era ocupată, ci aproape 50%. Deci, practic, în momentul de față, EcoSud a semnat contractul, dar nu și-a continuat demersul. Pe de altă parte, noi am cerut cărțile tehnice de la dumnealor, tuturor echipamentelor, în vederea predării către viitorul serviciu județean, deci către Consiliul Județean. Dumnealor ne-au predat, noi le-am predat la rândul nostru prin hotărâre de Consiliul Local, toate aceste documente. Deci nu vă pot spune că în momentul de față este vreo relație litigioasă între Primăria Municipiului Bacău sau... Deci e închisă treaba cu ei. Nu se pune problema să mai intre vreodată acolo. Vă dați seama că în momentul de față, la momentul în care am preluat eu operarea efectivă a gropii de gunoi, deci la momentul în care administrația pe care o conduc a venit în funcție, ne aflam la undeva la 85% din celulă ocupată. Acum suntem la 90% și mai avem între 10 luni și un an. Și o ultimă precizare. De ce, sau poate ați încercat, înțeleg că s-a prelungit contractul cu SOMA, a votat Consiliul Local, dar nu se poate renegocia în sensul colectării selective? După... Că SOMA face lucrul ăsta la Sibiu. Nu numai că le-am tot pus în vedere, am tot discutat, dumnealor discută inclusiv de mărit de tarif. Ceea ce eu nu am fost de acord. Dar eu nu pot să vin în momentul de față să spun colectați diferențiat într-un anumit fel sau mai mult sau mai puțin. Pentru că, la momentul actual, la momentul preluării de către mine, să colectăm gunoi diferențiat, să-l punem într-o celulă care oricum nu mai operează diferențiat. Asta este un element. Doi, singura negociere normală pe care poți să o ai ca și primar, este predând la ADIS absolut toată documentația în vederea organizării licitației, iar ADIS-ul să-și facă treaba. Problemele pe care le-am avut și le avem în continuare cu SOMA sunt legate de, din punctul meu de vedere, de modul cum să vă spun eu, că încerc să folosesc un termen care să nu fie prea dur. Gunoiul nu se colectează așa cum trebuie în municipiul Bacău. Nu sunt deloc mulțumit de calitatea serviciilor pe care le prestează SOMA. Și, evident,
Cum a ajuns SOMA să colecteze în următorii ani? Sau din 2013 până în prezent, iarăși nu este de competența mea, sunt organele statului care trebuie să analizeze aceste aspecte. Dar ceea ce vă pot spune este că mi-am făcut datoria din momentul în care am ajuns pe această funcție, încercând să îndrept răul care era deja făcut, sau practic să găsesc niște soluții pentru actualele probleme pe care le-am înștiinit. Domnule primar, am un răspuns de la data de mediu. Așa, mă. În care situația de la groapa de lumină este prezentat idilic, în termeni tehnici. S-a făcut. Eu m-am plictisit de s-a făcut. Vin la conferința la noastră și am altă imagine. Care e? Unde e adevărul? Deci eu nu știu ce v-a răspuns Garda de Mediu, dar probabil s-a făcut pe condițiile, sau cel puțin se referă, nu știu, să vă spun, pentru că nu știu ceea ce, la ce adresă faceți referire. Nu știu la ce adresă faceți dumneavoastră referire. Acum ați prezentat dumneavoastră. Eu am făcut. Păi da, eu am făcut. Și în răspunsul lor spun că nu e ok, în conformitate. E treaba dumneavoastră ce spun. Dar eu vă spun în felul următor. Eu am făcut de la momentul în care am ajuns eu. Administrația pe care am condus-o, că nu am operat eu groapa de gunoi, administrația pe care am condus-o, de la momentul în care am ajuns primar, a încercat să îndrepte răul care a fost făcut. Și exact cum v-am spus, a fost acel control efectuat de către toate instituțiile statului, care ne-au dat o serie de măsuri de confortare, ne-am făcut să le facem. Le facem, în continuare. Asta e. Dar, dacă este să mă întrebați pe mine, cred că instituțiile statului trebuiau să constate încă din anul 2011, 2012, 2013. Niște chestiuni foarte clare. Pentru că orice se poate spune acolo, în afară de faptul că e depozit confort. Dar nu voi spune, la groapa asta de gunoi nu s-a dat nici măcar o amendă. Deci când e ea neconform? Vă contrazic aici, din ce știu, s-au dat în momentul în care a venit Garda de Mediu, 2015-2016, s-a dat o amendă de 4.500 de milioane. Dar dacă este să mă întrebați pe mine, cred că reacția trebuia să fie mult mai drastică, nu în 2015-2016. Încă de la momentul în care a început această operare nediferențiată. Și cu referire la licitație, că am și o cu licitația aia, vă rog, pe care dumneavoastră spuneți că trebuie să o facă adisul și că primăria a trimis document. Da. E un an de când am și când sunteți primar. Nu știu ca procedură mai durează. Aici vreau să-i întrebați pe domnii de la ADIS. Dumnealor au responsabilitatea integrală a realizării acestei licitații. Eu nu vreau să intru într-o problemică pe tema acestei licitații, e mai cert, mai repede. Pentru că nu vreau să fiu acuzat de partidism sub nicio formă. Eu ce pot să vă spun este că le-am tot făcut adrese, au fost hotărâri de Consiliu, e jobul dumnealor să rezolve această problemă și să o rezolve rapid. Sper să o rezolve cât mai rapid. Am făcut interpelări inclusiv domnului Fechet, care e director adjunct acolo, da, avea funcție de conducere într-o instituție care se ocupă de municipalitatea, de deșeurile din municipiul Bacău, ăsta este un aspect. Doi, e și consilier local. Trei, e locuitor al municipiului Bacău, deci nu e desprins de realitățile de acolo. Într-un an, groapa se va umple. V-ați gândit ce veți face cu aceea? V-am zis, în intermediul acestui an, deci, problema nu este că să așteptăm până la momentul în care se umple. Ea are o capacitate de încă un 10 luni, un an, dar procedurile de închidere a gropii nu înseamnă că tu o ai plină. Tu vei, aceste proceduri de închidere a gropii înseamnă iarăși sute de mii de metri cub de pământ puși în vederea izolării. Asta e unul dintre elemente. Toată această operare trebuie să fie preluată de către Consiliul Județean, Consiliul Județean operând celula 2 într-un mod conform. Împreună cu operatorii care vor colecta și vor depozita acolo deșeul. Dar există un prejudiciu în urma incendiului, pentru că purtătorul de cuvânt de la pompieri a declarat că nu există nicio problemă materială. Eu nu pot să vă spun deocamdată dacă e prejudiciu sau nu e prejudiciu. Totul e în analiză, referitor la acest incendiu. Păi, dar primăria, acolo vedem. Primăria a operat până acum, nu? Am înțeles. Până acum. Serviciul? Da. Și m-ați făcut... Pagubele în materiale descrise de ISU n-au cum să fie, pentru că acolo au ars niște deșeuri.
cheltuielile care au fost efectuate cu ocazia acestei stingeri a gropii de gunoi, o să le analizăm, da, vedem. Deși unele nu sunt ca și cum s-ar arunca pe... Adică, bun, s-au aruncat ca pe câmp, dar în secolul 21 deșeurile se transformă în bani. Ați făcut un calcul în sensul ăsta? Nu, n-am făcut un calcul pentru că n-am cum ca să se transforme în bani, domnul Avram. Însemna că aceste deșeuri să fie colectate diferențiat. N-au fost colectate diferențiat, vă spun exact terminologia, deșeurile sunt contaminate. Vă spun și de ce știu foarte bine acest subiect. Am avut o serie de întâlniri în anul acesta în care am fost primar, cu o serie de operatori de deșeuri din România, care încearcă colectare de la populație, în mod direct, pentru ca aceste deșeuri să nu fie contaminate. Deșeul contaminat înseamnă inclusiv că această sticlă să aibă urme de apă. Și au exprimat interesul mai mulți operatori, și eu n-am niciun fel de problemă în a veni în Bacău, să colecteze direct de la populație, într-un mod diferențiat. Am înțeles. Și încă o întrebare. În prima fază, cei de la tabla de mediu, că toți ați Cătălin de Verde de Mediu, mai exact, Titi Ciobanu, a declarat în deșteptarea sau în ziarul de Bacău, sau tot în ziarul, că a luat foc groapa de la oamenii străzi. E problema lui ce a declarat. Eu mă îndoiesc că putea lua foc de la oamenii străzii. Gândiți-vă că acel perimetru este păzit, este izolat cu gard, e puțin probabil. Adică v-ați uitat pe camere de supraveghere? Că totuși ăla e inspector, la gard, aia fiecare, fiecare declară, să știți că am auzit multe povești. Multe povești. Și dacă există, în afară de prejudiciu, am înțeles, n-ați calculat, dacă... Prejudicii din gunoi, dacă ar fi fost să fie gunoiul un bun de utilizat, trebuia să nu fie contaminat, adică să nu fie pus la grămadă. Groapa aia de gunoi e făcută cu niște pedeți de sud, niște trebuie ca să se izoleze. Sunt, da? Sunt afectate cumva chestiunile alea? Din cercetările care le-am efectuat până în momentul de față, nu este afectată membrana. E vorba de membrană. Da. Nu este afectată membrana, dar ceea ce pot să vă spun că sunt afectate o serie de puțuri, o serie de țevi de evacuare a gazelor care au ars și care în momentul de față trebuie să le refacem, acest sistem. Și dacă acest sistem, numai o secundă, acest sistem de evacuare a gazelor nu putem în momentul de față face până aici va fi o decizie pe care pompierii să ne comunice, pentru că în momentul în care noi am săpat să facem aceste puțuri, ar însemna să alimentăm cu oxigen potențiale focare de incendiu care se află undeva la un metru, doi, trei în interiorul gropii. Dar în momentul de față se menține acest strat izolator de pământ în vederea creierii unui strat anoxic, deci fără oxigen, pentru a nu se întreține niciun potențial incendiu sau focar de incendiu. Și dacă din iunie, de când ați primit mandatul anul trecut, s-au mai făcut lucrări la groapa asta de gunoi, că așa colectau oia de amboule aia pe vremuri, mai puneau nu știu ce strat. Bineînțeles. Și aici vă pot proba prin următorul, cum am, ceea ce a depins în mod direct de mine. S-au achiziționat buldoi excavatoare care să opereze acolo. S-a achiziționat absolut toate deșeurile provenite de la crab. De la cele puțuri de decantare, care este un mâl, de fapt. Mâl. S-a achiziționat pământ. Evident că au fost făcute lucrări. Și atunci de ce l-au făcut? Pentru că nu e diferențiat. E colectarea diferențiată. În anii trecuți n-au făcut. Eu, din ceea ce știu, în 2013 mai l-au făcut. Dar n-a fost așa. N-a fost așa. Aici nu depinde de mine să vă spun eu intervenția, cum s-a făcut sau cum nu s-a făcut. Și încă ce? Nu m-am obligat. Și gata, și cu asta închei. Toată lumea, toate autoritățile locale, după alea 8 zile care au fost intoxicați, poluați sau bărnați, nu știu cum să mai exprim, toți au declarat că nu e nicio problemă. Așa. De unde știți dumneavoastră că nu e nicio problemă medicală peste 5 ani de zile de la toate noxele alea care au fost în norii aia cenușii care s-au luat cumva? Au fost niște lucruri. Vă întreb. Speculații putem face oricând. Putem face speculații că și eu o să mor de cancerul care e provocat de nu știu ce. Da? Dar eu vă spun în felul următor. Cum ați văzut, eu nu am fost un tip vocal în acea perioadă. N-am ieșit să fac conferințe, declarații sau alte asemenea chestiuni. Dar vă spun cu toată sinceritatea că am fost tot timpul prezent. Ba pe groapa de gunoi, ba comitetele de situații de urgență. Am fost absolut tot timpul prezent. Ok. De unde știți că nu? Doi. V-ați consultat cu specialiști? Doi.
obligația instituțiilor statului, pentru că nu doar în cazuri de situații de urgență, dar sunt o serie de parametri pe care fiecare instituție a statului, în momentul în care există o situație de urgență, trebuie să le îndeplinească. Agenția de Protecție a Mediului are obligația să monitorizeze valorile aerului. Asta este un aspect. Eu sunt obligat să dau crezare parametrilor comunicați de Agenția de Protecție a Mediului. Asta e. Care, acei agenți, prezentau faptul că nu era niciun fel de problemă din cauza fumului. Problema pe care o aveam în acele zile, și vă pot da iarăși datele concrete pe care mi le-au comunicat dumnealor, erau particulele de praf din atmosferă. Și eternul praf pe care îl avem în municipiul Bacău. 2. Pe parcursul tuturor acestor etape de intervenție, încă de la început, laboratorul mobil al pompierilor, care detectează radiații și măsoară toate gradele de parametri și risc din aer, a fost prezent acolo și nu numai acolo. A fost prezent și la aeroport și în alte zone din oraș și lângă groapă pentru a măsura constant parametrii de calitate a aerului. Inclusiv pompierii au spus că calitatea aerului nu este afectată într-un mod care să afecteze populația. 3. Direcția de Sănătate Publică nu a înregistrat niciun fel de prezentare medicală cu intoxicații pe baza fumului provenit de la acest incendiu. Eu vă spun ceea ce mi s-a comunicat de către instituțiile statului. Adică, da, nu s-a intoxicat nimeni, dar teoretic, da. Nu avem de unde știu. Eu vă spun pe baza informațiilor comunicate de către instituțiile statului. Restul, din punctul meu de vedere, sunt speculații. Apropo, unde se depozitează gunoiul acum? Acolo se depozitează. Aia a fost cazul. Am înțeles că se depozitează și în celula 2. În cazul de urgență, în situația de urgență care a fost creată, eu am sesizat, am făcut ședință de comitet local de situații de urgență. Am solicitat ajutorul Comitetului Județean de Situații de Urgență și permisiunea ca să fie depozitat parțial, într-un mod izolat, în celula 2, în cadrul celulei 2. S-a depozitat o cantitate de circa 3.000 de tone, sunt și documente și probe în acest sens, turnându-se încă o membrană izolatoare, peste actualii parametri pe care îi are celula 2. Și absolut toți, asta s-a făcut doar în urma hotărârii Comitetului Județean de Situații de Urgență. Deci doar în urma hotărârii acelui comitet. Iar absolut toate deșeurile care au fost depozitate acolo, în momentul de față, au fost ridicate. Iar groapa a fost readusă la parametri inițiali. Dacă nu lua groapa, celula 2. Dacă nu era incendiu, mai făceați dosarul ADN? Da, cu certitudine. Dar s-a făcut după incendiu, nu? Da. Da, pentru că au reieșit multe alte probleme pe care le-am constatat și ulterior. Înțeleg că Consiliul Județean v-a acordat imediat celula 2. A spus că este patrimoniul Consiliului Județean. Nu v-a acordat. Aici așa e proiectul european. Proiectul european ISPA, Bacău plus 22 de comune, plus proiectul european dus de Consiliul Județean și ADIS. La momentul închiderii celulei 1, obligația ADIS-ului este să preia toată colectarea municipiului Bacău, a județului și a județului integral și să se opereze în mod diferențiat celula 2. Deci e obligația asumată de către ADIS. Consiliul Județean, Primăria Bacău și absolut toate unitățile administrative teritoriale de județ. Primăria va controla dacă se va face conform protocolului? Nu e obligația Primăriei Municipiului Bacău să controleze Consiliul Județean la momentul ulterior, dar ceea ce pot să vă spun, nu cred că Consiliul Județean să joacă de a colectarea nediferențiată 1, 2, nu cred că se joacă de a operarea neselectivă, așa cum a făcut Primăria Bacău. 3. Repet, instituțiile statului trebuie să controleze, exact cum ar trebui să controleze municipalitatea Bacău încă din 2011. Dar de ce nu credeți că se joacă? Ați fost prin județ să vedeți? Eu spun că nu se joacă pentru că sunt convins de acest lucru. Eu
Eu vă spun că se joacă și acolo exact cum s-au jucat ăștia la aici. Astea sunt speculațiile dumneavoastră. Dar puteți să mergeți, înainte să faceți, nu speculații, înainte să faceți afirmații în calitate de primar, aveți responsabilitatea lor. Păi am responsabilitatea lor și sunt convins că nu se joacă domnul. E doar părerea dumneavoastră, asta nu se acceptă. Bun, da, asta e și părerea dumneavoastră că nu e așa. Păi dar mergem împreună dacă vreți. Mergeți dumneavoastră. A, okay. Eu vă spun că nu o să joace. La incendiu ăsta s-a filmat și cu drona? Pe mine dos. Nu faci obiectul acestei conferințe de presă, doamna. Păi dar întreba dacă s-a filmat cu drona la incendiu. Vă spun că nu face obiectul conferinței de presă. Am înțeles. Deci nu spuneți cine conduce drona. Repet, nu face obiectul conferinței de presă. Aștept răspunsul. Domnul Avram, ați făcut, vă îndreptați spre 100 de cereri în ultimul an de când sunt eu primar. Luând în calcul că dumneavoastră ați făcut până în momentul de față vreo 30 de cereri în momentul în care exista vechea administrație. Așa. Și se va răspunde în continuare, jumate din primărie blocată să vă răspundă dumneavoastră. Mă bucur. Asta e rolul. Da, să faceți hârtie. Dar nu vă fac hârtie, vă trimite în mail. O întrebare. Vă rog. De la ce dată se va putea colecta selectiv gunoiul în municipiul Bacău sau puteți să vii negociați? În momentul în care este finalizată licitația și este operat. Operatorul pentru operare selectivă. Da, da. Dar SOMA va colecta selectiv? Este obligată în momentul în care va funcționa celula 2, este obligată, din punctul meu de vedere, să colecteze selectiv. Da? Și au toate aturi. Absolut toate aturi. Dar în acolo contractul cu ei este prins? Trebuia prins încă de la început și sunt prevăzute o serie de obligații, dar... Deci atunci nu mai există niciun fel de impediment pentru SOMA să nu colecteze diferenția. Groapa sau celula 2 e goală, poate fi operată diferenția. Există acele europubele în care se poate populația să colecteze diferențial. Da? Vor mai fi făcute în urma acestei licitații încă multe alte europubele pentru a fi colectat diferențial. Mai mult de atât. Dar un pic despre SOMA ca și cum ar opera în continuare, chiar dacă ADIS-ul... Nu, asta ați înțeles dumneavoastră, n-am zis asta. Păi numai asta se discute. Dacă în continuare SOMA. Nu. Și în momentul în care se... Eu sper ca să iasă un operator care să fie într-un fel sau altul foarte responsabil și să fie foarte corect față de municipalitatea Bacău. Indiferent cum o să-l cheme Bacău. Dar să-ți chemați voi pe mine, ce? SOMA nu are contractul după 25 de ani? Poate dar este suspensiv. În momentul în care licitația s-a încheiat, în momentul în care s-a încheiat licitația, automat va prelua nou operator. Nu pricepeam. Spărea că e în continuare. Te-am întrebat și punem o întrebare politică, care mai e relația cu ALDE? Nu face o discuție. Dar așa, vă spun, fi o relație normală. Ca familie.